A fost alertă la o școală din Constanța. Un incendiu puternic a izbucnit în incintă după ce un panou electric și mai multe materiale depozitate lângă acesta au luat foc. Peste 700 de copii și 24 de profesori au fost evacuați. O fetiță care a făcut atac de panică. Stai lângă ea. Mă duc lângă ea, dar ăștia ai mei. Ne descurcăm. Incendiul a izbucnit în incinta școlii numărul 30, Gheorghe Țițeica, din Constanța. S-a dat alarma după ce un panou electric și mai multe materiale depozitate au luat foc în incinta unității de învățământ. Am fost solicitat să intervenim pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o școală din Constanța. De îndată la fața locului au fost alocate două auto speciale de stingere, o autoscară, o mașină de descarcerare, o auto specială de transport victime multiple și de asemenea două ambulanțe SMURT. Copiii și profesorii se aflau la ore în acel moment. Până la ajungerea echipajelor, 734 de elevi și 24 de cadre didactice au reușit să se autoevacueze. La fața locului, colegii mei au lichidat incendiul rapid, s-au autoevacuat 734 de copii și 24 de adulți. Un elev în vârstă de 9 ani a fost evaluat medical la fața locului de echipajul SMURD cu atac de panică, care ulterior a refuzat transportul la Spitalul Județean Constanța, fiind preluat de mama acestuia. De asemenea, alți doi adulți au fost asistați medical la fața locului de echipajele SMURD și de echipajele SAJ, tot cu atac de panică, refuzând ulterior transportul la spital.